corespunzător și cei care cred că nu e un pericol sau nu unul atât de mare sau că era, dar greul a trecut și că se pot purta aproape ca înainte. Odată ce am scăpat de teama de amenzi și de poliție și s-au repopulat și străzile, pare că ne arătăm fiecare poziția față de această situație. Vor putea autoritățile să uniformizeze comportamentele noastre? Cele 5 zile de stare de alertă ne arată că nu prea. Provocarea rămâne deschisă. Vom vedea dacă vor reuși. Cert este că par ușor alarmate acum, vezi declarațiile președintelui de ieri sau ale specialiștilor din Comisia Anti-COVID-19. Ce facem în această perioadă? Câtă vigilență manifestăm? Spre ce ne îndreptăm? Discutăm despre toate acestea. Așteptăm dintr-o clipă în alta și noi declarații din partea premierului Ludovic Orban. Le veți vedea aici. De astăzi, jocul cu mască fără mască poate să înceteze, pentru că regulile sunt clare, excepțiile sunt clar prevăzute și ele într-un ordin comun al Ministerelor Sănătății și de Interne. Între timp, în Parlamentul României s-a dat votul final pe starea de alertă. Legea prin care se reglementează această stare de alertă a fost însă modificată. Dintr-un număr de 465 deputați senatori și-au exprimat votul număr de 417, dintre care, da, 372 de voturi pentru, nu 37, abțineri 6, 2 nu votez. Hotărârea a fost adoptată. Așadar, 372 de senatori și deputați au votat pentru legea care reglementează instituirea stării de alertă în România. Dezbaterile au fost însă aprinse, iar textul legii a suferit modificări. Vă doresc succes, rațiune și vă recomand să lăsați guvernul să lucreze. Domnul senator, cu permisiunea dumneavoastră, da. Am înțeles că încălcăm legea, fiindcă propunem să votăm hotărârea de guvern. Spuneți-ne că o stopăm președinte. Procedura. Da, sunteți un jurist? Încălcați legea, domnule președinte. Pentru că hotărârea de guvern este un act dat în apă. Atunci eu suspend ședința. Printre modificări, cele mai importante sunt menținerea spitalelor în subordinea autorităților locale și obligativitatea guvernului de a acorda gratuit măști persoanelor defavorizate. Joaca parlamentarilor de votare a venit însă la aproape o săptămână după ce hotărârea de guvern privind starea de alertă a intrat în vigoare. Timp destul pentru ca românii să se împartă în diferite tabere. Unii cărora nici nu le-a păsat de lege pentru că le e prea frică de boală, unii care se tem că iau amenzi, iar alții care cred că legea, orice formă ar avea, hotărâre, ordonanță sau votată de Parlament, nu-i poate atinge. E adevărat, cei din urmă au fost și încurajați de decizia CCR, care a declarat neconstituționale amenzile date în stare de urgență. Practic, după acest vot, nu a venit nimic nou. Lucruri noi au venit însă după ordinul comun al miniștrilor internelor și sănătății privind reglementarea purtării măștilor. Am aflat cine este obligat să poarte mască și cine nu, însă, mai important, acest ordin dă undă verde și pentru aplicarea amenzilor pentru nepurtarea măștii de protecție. Amenzi care se întind de la 500 până la 2500 de lei. Iar un semn că ordinul a fost înțeles de toată lumea, ni l-a oferit chiar al treilea om în stat, Marcel Ciolacu. Șeful PSD a purtat mască. Sau poate nu mai are deviația de sept pe care o avea acum câteva zile. Îi salut pe Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca. Bună seara, domnule doctor. Pe jurnalista Oana Stănciulescu. Bună seara, mulțumesc foarte mult amândurora. Am tranșat problema, domnule doctor, odată cu ordinul de astăzi, pentru că noi am văzut zilele astea un adevărat curent de contestare așa, acestor măsuri și în ceea ce privește portul măștii și în ceea ce privește luarea temperaturii, termoscanarea la intrarea în spațiile publice. Am tranșat-o? Da, sper că am tranșat-o și vreau să vă spun un singur lucru. Aceste măsuri, când sunt analizate și se formează aceste tabere pro și contra, fiecare încearcă să-și impună măsura respectivă ca fiind absolut necesară sau absolut nenecesară. Măsurile acestea nu sunt absolut necesare ele în sine, ci ele cumulate, adunate într-un pachet de măsuri, stau la baza supravegherii acestei pandemii. Dacă discutăm de purtarea măștii individual, ca măsură individuală, sigur că are o eficiență, să spunem, relativ mică. Dar dacă această măsură survine cu celelalte măsuri și le completează, cum ar fi distanțarea socială, cum ar fi evitarea locurilor aglomerate, purtarea măștii de protecție în spațiile închise și foarte aglomerate, termoscanarea, spălarea pe mâini, utilizarea gelurilor dezinfectante, toate aceste măsuri la pachet, adunate, își aduc eficiența fiecare în parte și în felul acesta obținem un control mai bun al
acestei pandemii. De aceea cred că așa trebuie văzută problema măsurilor impuse. Sigur că dacă discutăm de termoscanare, aceste termoscanere au, să spunem, un grad de eroare. Pot avea un grad de eroare, dar ele sunt instrumente medicale autorizate pe piața europeană și sunt folosite de toate țările europene pentru măsurarea temperaturii tocmai în condiții de pandemie, că nu trebuie să ne apropiem și să intrăm în contact cu pielea acestor bolnavi. Mergem la premierul Ludovic Orban, declarațiile despre care vorbeam. Bună seara! Consiliul Uniunii Europene a aprobat un regulament care va pune în practică așa numitul program SURE. Este vorba de un program prin care Uniunea Europeană ajută statele membre pentru a finanța măsurile active de ocupare a forței de muncă. Practic, putem spune astăzi că România are garanția că va beneficia de finanțare de la nivel european pentru a putea pune în practică măsurile de ocupare care au fost gândite de Guvernul României, măsuri care vin atât în sprijinul angajaților, cât și în sprijinul angajatorilor. Prin intermediul acestui program, țările membre pot să acceseze sume importante de bani cu condiția oferirii unor garanții. În ceea ce privește România, România trebuie să ofere o garanție de până la 400 de milioane de euro și va beneficia, conform calculelor noastre, sigur, în funcție de mecanismul de repartiție a fondurilor respective, de o sumă între 3 miliarde de euro și 5 miliarde de euro. Suma totală care va fi folosită în acest program fiind de 100 de miliarde. După cum am anunțat în urmă cu o săptămână în cadrul planului de reconstrucție economică a României, am prevăzut un set de măsuri extrem de importante de susținere a angajaților și a angajatorilor în perioada care va urma. În primul rând, pentru acele domenii în care se vor menține restricțiile, după data de 1 iunie vom continua plata șomajului tehnic. Pentru toate domeniile care își vor relua activitatea ca urmare a relaxării restricțiilor, șomajul tehnic va fi înlocuit de o măsură activă de susținere a reluării activității de către angajați prin alocarea unui procent din salariul brut al angajatului de până la 41,5% pentru fiecare angajat care își reia activitatea în cadrul companiei în care a lucrat. Se știe foarte clar că datorită crizei economice provocată de epidemie, foarte mulți români fie și-au pierdut locul de muncă, fie au fost în șomaj tehnic. De asemenea, foarte mulți români s-au întors în țară din țările în care își desfășurau activitatea ca urmare a încheierii contractelor de muncă. Evaluarea pe care o avem ne indică faptul că există aproape 600.000 de români care s-au aflat în șomaj tehnic și până la 700.000 de români care vor fi în căutarea unui loc de muncă. Aproape 350.000 de persoane cărora li s-a încheiat contractul de muncă și între 300 și 350.000 de români care s-au întors în țară și care vor fi în căutarea unui loc de muncă. Din acest motiv, pe lângă măsura activă acordată pentru reluarea activității angajaților din companiile care au fost afectate de măsurile de restricție sau au fost afectate
indirect de criza economică, vom folosi mai multe măsuri active dedicate diferitelor categorii de angajați. Vom acorda un procent de până la 30% din salariu brut companiilor care vor angaja oameni aflați în căutarea unui loc de muncă, care vor oferi locuri de muncă cetățenilor români care sunt în căutarea unui loc de muncă pe o perioadă de cel puțin 3 luni de zile. De asemenea, există o serie de cetățeni, de categorii de angajați pentru care angajarea este mai dificilă, cum sunt tinerii absolvenți, cum sunt persoanele aflate aproape de vârsta de pensionare și care mai greu își găsesc locuri de muncă pe piața muncii. Pentru aceste categorii vom dezvolta instrumente de susținere a angajărilor mult mai generoase, susținând un procent semnificativ din salariul brut o perioadă de timp mai lungă. Sigur că aceste măsuri vor fi luate cu anumite condiții pe care, evident, noi le considerăm firești, și anume, după încetarea perioadei de plată a sumei în cadrul măsurilor active, o perioadă de timp compania să mențină angajații care au beneficiat de aceste măsuri active. De asemenea, și pentru zilieri, știm foarte clar că există o nevoie reală pentru fermierii români de forță de muncă angajată sub forma contractelor de zilier, și pentru această categorie de cetățeni vom adopta un act normativ în care vom aplica o măsură activă de susținere a zilierilor. Al doilea subiect pe care îl voi aborda este legat de starea de alertă. Astăzi, odată cu adoptarea de către Parlament a hotărârii prin care a fost aprobată starea de alertă, a fost finalizată procedura stabilită în legea 55 și putem spune că am intrat pe deplin în starea de alertă maximă, așa cum am denumit-o în cadrul ședinței de guvern. Sigur că am extrem de multe observații legate de modul în care Parlamentul a tratat proiectul nostru de lege și prin modificările pe care le-a făcut ne-a restrâns atât de mult cât a putut posibilitățile efective de acțiune. De asemenea, consider că Parlamentul nu avea atributul constituțional și legal să facă modificări la hotărârea de guvern și la planul de măsuri aferent hotărârii de guvern prin care Guvernul României a declarat starea de alertă. Este o imixtiune grosolană a forului legislativ în activitatea executivului și este o încălcare flagrantă a principiului separației puterilor în stat. Nu putem fi de acord cu astfel de atitudine, dar nu vom avea o reacție în momentul de față, pentru că cel mai important lucru este ca românii să înțeleagă că încă nu am scăpat de epidemie, să înțeleagă necesitatea acestei stări de alertă și mai ales necesitatea respectării tuturor regulilor care vor fi instituite în cadrul planului de măsuri care fac parte din anexele la hotărârea de guvern privind instituirea stării de alertă. În cursul zilei de mâine, până la finalul zilei, toate ministerele vor adopta ordinele de ministru comune, Ordinul Ministrului Sănătății cu Ordinul Ministrului Transporturilor privind regulile de protecție sanitară și de securitate a muncii în mijloacele de transport. Ministrul Economiei împreună cu Ministrul Sănătății vor adopta toate regulile care țin de desfășurarea activităților comerciale și alte măsuri care țin de domeniul economic. De asemenea, Ministrul Muncii împreună cu Ministrul Sănătății
Sănătății vor adopta ordinul comun privind reguli de protecție sanitară la locul de muncă și de securitate a muncii. De asemenea, în domeniul educației, ordinul comun deja a fost emis și publicat în Monitor Oficial și fac această precizare pentru că e necesară, va fi obligatorie purtarea măștii. Și această precizare o fac pentru că va fi obligatorie purtarea măștii în toate spațiile închise. Sigur că purtatul măștii ne creează un oarecare inconfort. Sigur că ne poate deranja pe unii dintre noi purtatul măștii. Dar această decizie pe care am luat-o, și iată că avem acordul Parlamentului pentru această decizie, și aici fac o paranteză, din acest moment inclusiv liderii PSD și altor partide vor avea obligația să respecte această măsură. Purtatul măștii ne ferește de riscul de a transmite virusul către semenii noștri sau de a fi infectați cu virusul. Toate celelalte reguli de distanță fizică sanitară. Am văzut că foarte mulți oameni sunt deranjați de faptul că li se ia temperatura. Această măsură este o măsură necesară pentru a diminua riscul ca o persoană care are o temperatură de peste 37,3 grade și care poate avea virusul respectiv, să poată să transmită virusul către alte persoane. La intrarea în spații închise, acest triaj este necesar, repet, pentru a-i proteja pe toți cei care se duc la serviciu, care intră în spațiile comerciale, care sunt într-o situație în care, dacă sunt infectați, pot să transmită virusul respectiv. Dați-mi voie să mă refer și la un subiect, să-i spunem, politic. Am rămas stupefiat de decizia de astăzi a așa zisului Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. O majoritate PSD-UDMR a luat o decizie care nu are nicio legătură cu legea și cu regimul sancționatoriu pentru discriminare. Președintele României este victima unei decizii pur politice care arată clar că toate instituțiile care sunt cotropite de PSD iau decizii împotriva Constituției și împotriva legii. Practic, președintele României a fost sancționat nu pentru că a făcut vreo discriminare, ci a fost sancționat pentru că a acționat în spiritul Constituției, apărând un principiu constituțional, principiul integrității, și pentru că a demascat o politică constantă de complicitate a PSD, care pentru a-și atrage sprijinul UDMR, a făcut o serie de compromisuri inacceptabile, votând acte normative în repetate rânduri, cum sunt actele normative prin care practic se instituia obligativitatea utilizării limbilor minorităților peste tot, lăsând să treacă prin adoptare tacită un proiect de lege privind declararea autonomiei așa zisului ținut secuiesc. Toate aceste acțiuni ale PSD-ului au arătat în ultimii 3 ani de zile că PSD nu apără interesul României, că PSD pentru a rămâne la putere a fost capabil să facă orice compromis împotriva interesului României. Cum altfel ar putea fi calificată cedarea la o presiune care a fost pusă în cadrul procedurii de aderare la OECD, în care au acceptat condiții care au fost puse de un stat care nu au nicio legătură cu diplomația și care încalcă suveranitatea României, invocând acest pretext că urmăresc îndepărtarea unei eventuale exercitări a dreptului de veto în cursul procesului de aderare a României la OECD. Nu mai vorbesc de alte și alte înțelegeri
departe de ochii publicului, care s-au văzut în declarațiile unor oficiali maghiari, cum a fost, de exemplu, declarația că tot gazul care va fi extras de la Marea Neagră va fi achiziționat de un stat vecin, ca și cum gazul respectiv ar fi fost o resursă aflată la dispoziția altui stat decât la dispoziția României. Condamn energic acest comportament neconstituțional, ilegal și împotriva interesului național al unor reprezentanți ai PSD care dețin majoritatea și care au călcat în picioare legea și au transformat o instituție a statului român care trebuie să apere drepturile cetățenilor într-o instituție aflată la cheremul PSD și care ia decizii în funcție de coloratura politică a celor care se află în structura de conducere a instituției. Vă mulțumesc! Da, declarațiile premierului Orban de la Palatul Victoria, o referire și la ordinul de astăzi al Ministerului Sănătății în comun cu Ministerul de Interne privind obligativitatea portului Măștii și a excepțiilor stabilite, atenție, de medic la firmă sau la școală și nu la latitudinea fiecărui cetățean, excepțiile legate de persoanele care ar putea să nu poarte mască și în ce circumstanțe. Și o precizare importantă de la premier, mâine se adoptă toate ordinele comune, Ministerul Sănătății plus câte un minister de resort pentru activitatea economică, Ministerul Economiei, pentru muncă, Ministerul Muncii, pentru transport, Ministerul Transporturilor și așa mai departe. Asta pentru o grămadă de lume care așteaptă încă precizări și reglementări pe fiecare sector al vieții economice și sociale în parte. Și câteva anunțuri din partea premierului legate de măsuri active pentru diverse categorii de angajați. Statul va susține până la 30% din salariul brut acele companii care vor angaja persoane în căutare de loc de muncă pentru cel puțin 3 luni și susținerea, la fel, prin plata unei părți din salariu, susținerea angajării unor tineri sau unor persoane care, dimpotrivă, se îndreaptă către pensie dacă aceste companii le angajează. Revenim la invitații noștri, medicul Radu Țincu, jurnalista Oana Stănciulescu, pentru că vorbeam ceva mai devreme, Oana Stănciulescu, exact despre acest aspect, reglementat astăzi, al termoscanării pe de-o parte, al obligativității să ți se ia temperatura când intri în spații publice închise și la fel al obligației de a purta mască în aceleași condiții. Întrebam mai devreme dacă România nu s-a împărțit cumva zilele astea în două legat de cum ne raportăm la aceste reguli. Cei care continuă să fie precauți și cei care spun dacă a dispărut starea de urgență putem să relaxăm regulile astea. Ba da, sigur că da. Suntem împărțiți, dar nu suntem doar de acum, de câteva zile sau suntem la începutul pandemiei. S-a văzut, de fapt, și în amest, nu? Milioane de români care au stat acasă și au încercat, fiecare cât a putut, să respecte regulile și ceilalți care au fost amendați. Proporția contează, însă, Tudor Mușat, să sperăm că rămâne aceeași proporție, adică în favoarea celor care respectă legea și regulile, pentru că, uite, apropo de mască, eu personal am văzut și am și primit pe rețele de socializare, pe WhatsApp-ul, pe mesaje și așa mai departe, tot felul de link-uri și îndemnuri de la Organizația Mondială a Sănătății, site-uri obscure care susțin că masca este dăunătoare, care nu doar că ți afectează purtarea și nu doar că ți afectează sănătatea, ci și inteligența, dacă poți să-ți imaginezi așa ceva. Asta pare o ironie în sens invers mai degrabă, dar mă rog. Da. Așa am zis și eu numai că problema este că oamenii influenceri, nu? Așa cum sunt numiți, au început să posteze astfel de filmulețe care cred că vor deruta aceste postări și mai mult cetățenii care încă nu și-au făcut opinie. Și de asta e bine că ai totdeauna invitat un medic și e bine să facem apel că atunci când avem îndoieri sau când ne supără o regulă sau o lege, că poate nu ne plac toate regulile care sunt date, să ne uităm către specialiști, să ne uităm la medici, să
să vedem cine spune, ne place sau nu ne place președintele, ne place sau nu ne place ministru. Poate că votanții celui alt partid nu vor să asculte ce spune guvernul. Dar, doamne, domnilor, uitați-vă la medici și vedeți ce spun medici. Lăsați oamenii politici și medicii, pentru că doctor, poate să ne spun acum, am aflat din toate comunicările de până acum că autoritățile nu au luat măsuri de capul lor, ci întotdeauna s-au sfătuit și în acea comisie sunt specialiști, sunt medici, de toate specialitățile, și cardiologii, și, mă rog, de alte specialități, pentru că fiecare își aduce expertiza la luarea acestor decizii. Da, uite, referitor la acest subiect, există o imagine foarte sugestivă și o să o vedem imediat, pusă la dispoziție de secretarul de stat Raed Arafat, un infectat cu coronavirus, care nu poartă mască, are 70% șanse să transmită virusul chiar și către o persoană care poartă mască. Dacă ambele persoane, atât cea infectată sau prezumtiv infectată, cât și cea aflată în apropierea sa, poartă aceste măști, șansele de transmitere a virusului scad la doar 1,5%. Vedem imediat această imagine. Spunea Raed Arafat, pentru cei care nu înțeleg de ce trebuie să poarte mască sau ceva cu care să acopere nasul și gura. Domnule doctor Țincu, ca să mai spulberăm un mit, s-a tot vorbit despre cei care, pe lângă disconfort, au și anumite probleme respiratorii și care, vezi, doamne, n-ar putea suporta această mască. Din câte am înțeles de la pneumologi, e chiar recomandat pentru persoanele care au aceste probleme să poarte masca, pentru că tendința lor, în multe cazuri, e să respire pe gură și atunci pot să inhaleze o cantitate mai mare de particule. Cum stau lucrurile? Este evident că o persoană care are o patologie respiratorie preexistentă, în primul rând, se plasează din start în grupa vulnerabilă a celor care pot dezvolta forme severe de infecție cu coronavirus. Cred că aceste persoane, în mod deosebit, ar trebui să poarte aceste măști, pentru că ei, dacă vor contacta coronavirusul, în mod clar, formele vor fi severe. Dacă discutăm, și vreau să rezumăm acest lucru, pentru că majoritatea analizelor care s-au făcut în spațiul public au luat individual aceste măsuri. Nu așa trebuie privită situația. Ele trebuie să înțelegem că aceste măsuri au efecte cumulative. Fiecare își aduce aportul de prevenție. Am auzit voci care spuneau de ce să termometrizăm, să termoscanăm populația, pentru că o parte din oameni sunt asimptomatici. Este foarte adevărat. Acesta chiar este un neajuns al acestei metode, pentru că scapă persoanele asimptomatice. Dar de ce ar trebui să scăpăm și persoanele? Mi se pare esențial că dacă o persoană este febrilă și este simptomatică, ea să fie identificată, adică, și în acest fel să oprim lanțul de transmitere. Ca să simplificăm, că poate înțelege lumea mai ușor, s-ar putea să ratezi 50 de infectați, dar și dacă prinzi 2, tot e ceva, nu? Decât să ratezi 52. Este exact așa, perfect. Ați spus în cifre foarte clar și cred că e foarte clar pentru toată lumea. În același fel, acel studiu pe care l-a invocat secretarul de stat, dr. Arafat, este un studiu publicat de americani care a arătat foarte clar modul în care se transmite virusul dacă purtăm mască, dacă o singură persoană poartă mască, dacă infectatul poartă mască sau ambele persoane și receptorul ar purta mască. În mod clar, dacă ambele persoane, și persoana bolnavă și persoana sănătoasă, poartă mască, contaminarea scade foarte mult. De aceea este esențial să înțelegem că purtarea măștii ne protejează pe toți. Da, eu acum încerc să-mi dau seama dacă împărtășiți și dumneavoastră amândoi această temere cumva a autorităților pe care am văzut-o în aceste 5 zile de când a început starea de alertă, weekendul plus zilele de până astăzi. Președintele Iohannis ieri părea destul de deranjat de ce se întâmplase zilele trecute, amenința din nou cu reinstaurarea stării de urgență dacă lucrurile degenerează. Ministrul Vela spunea că nu e de joacă cu amenziile. Premierul Orban, iată, îl vedem și în această seară spunând din nou: unde-i lege, nu-i tocmeală, există această lege trecută de Parlament, există hotărârile care pun în aplicare această lege legat de purtarea măștii și de ceea ce înseamnă termoscanarea. Oana Stănciulescu, detectezi o îngrijorare a autorităților legate de ce s-ar putea întâmpla din tonul pe care l-au avut? Clar, este așa, pentru că dacă în starea de urgență am fost nevoiți să stăm în casă și atunci riscul a fost mult redus, acum, pentru că toată
lumea poate să iasă pe stradă oriunde dorește sau în orice loc dorește, dacă numărul celor care nu respectă regulile și nu poartă masca exact, dar nu numai și nu păstrează distanța, sigur că dacă nu este mai mare, sigur că vorbește numărul îmbolnăvirilor și nu cred că își dorește absolut nimeni să ia, să fie luate spitalele cu asalt și ATI-ul și să nu ai unde să te mai tratezi. Cred că este o reală îngrijorare și în plus față de acest lucru tot prelungim în loc să ne apropiem de un final, să spunem, să ținem sub control și să putem să trăim cât de cât normal cu, până la găsirea unui tratament sau unui vaccin. România ar putea să tot prelungească această stare cu reguli, cu restricții, pentru că unii dintre noi nu înțeleg. Am văzut, să știi, foarte multe cazuri, eu personal stau într-un cartier din sectorul 3 și când îmi plimb câinii, să știi că 3/4 dintre vecinii mei nu au mască, chiar dacă sunt copii, dacă stau împreună 6-7 persoane, nu au nicio problemă, nici mamele, nici tații. Și eu sunt extrem de îngrijorată când îi văd, pentru că nu înțeleg. Și de asemenea am văzut și foarte multe persoane mai în vârstă care, mă rog, atunci când i-am atenționat că e posibil să se îmbolnăvească, mi-au replicat că de ei nu s-ar prinde această boală și că este o prostie. E, dar asta ar trebui să înțeleagă. Bun, fuge COVID-ul de ei, este posibil să fie, să creadă lucrul acesta, dar gândul că ei ar avea și ar îmbolnăvi sau, Doamne ferește, mai rău ar duce la deces, asta nu îi îngrijorează, nu îi pune pe gânduri și să spună în regulă, eu cred că nu mi se întâmplă nimic, dar de ce să fac rău unei alte persoane? Ar putea să se gândească și la asta, pentru că tot e în spațiul nostru românesc discuția cu bisericile. Hai să arătăm că nu doar deschiderea unei biserici e importantă, ci să faci fapte bune și să te gândești la viața semenului de lângă tine. Da, domnule doctor, pe de altă parte, există totuși această descreștere aparentă a numărului de cazuri sau, în cel mai bun caz, probabil cu marja de eroare, constanța lor. Noi avem 190 și ceva, 200 și ceva, poate uneori în unele zile mai proaste spre 300 de infectați. La fel, decese nu foarte multe, cam aceeași rată, nu, de 6-8% din totalul infectărilor raportate. Și atunci întrebarea este, imaginea asta e una pozitivă? Datele trebuie privite cu optimism? Alimentează această stare de relaxare a celor care spun greul a trecut? Trebuie să privim cu optimism. Din un optimism rezervat, să spunem, sau responsabil. De ce spun acest lucru? Pentru că datele de astăzi pe care le vedem în fiecare zi la ora 13 sunt de fapt efectul ultimelor săptămâni în care oamenii au respectat sub ordonanțe militare toate acele măsuri impuse de autorități. Dacă vom privi cu acest optimism și responsabilitate, înțelegând că de fapt am început să scădem numărul de îmbolnăviri zilnice, numărul de pacienți care mor infectați cu coronavirus ca urmare a unui comportament responsabil și o disciplină colectivă aplicată în perioada de dinainte, acest lucru ne va motiva să aplicăm aceleași măsuri și în perioada post-relaxare. Dacă vom privi aceste cifre cu un optimism prin care înțelegem că de fapt epidemia a trecut și vedem că toate aceste date arată bine, atunci cu siguranță vom scădea vigilența, vom încerca să sfidăm regulile sanitare impuse de autorități și ne vom trezi undeva peste 10-14 zile că vom avea o accelerare a numărului de cazuri. Problema majoră a unui comportament iresponsabil colectiv rezidă în faptul că nu vom avea imediat efectele, deci nu mâine vom vedea că efectele au apărut, ci va trece o perioadă de timp suficient de mare încât să avem o transmitere exponențială în societate, vor fi foarte multe microfocare care pur și simplu vor scăpa de sub control. Acest lucru trebuie să-l înțelegem cu toții, că dacă ne comportăm astăzi greșit, nu vom avea efectele în zilele următoare. Iar atunci când ele vor fi prezente, peste 10-14 zile, va fi prea târziu ca să le mai putem corecta și va fi nevoie de o perioadă de câteva săptămâni să putem să aducem din nou statistica de îmbolnăviri și statistica de pacienți decedați la valoarea pe care o avem astăzi. Oana, să fie vorba de o neîncredere funciară în
nu știu, gravitatea unor situații medicale sau în autorități, sau de deficiențe de partea cealaltă, chiar de la autorități, de comunicare, de comunicare în salturi, că noi am văzut de toate în săptămânile astea. Adică încerc să explic cumva această stare oarecum, această zonă gri în care ne aflăm de câteva zile încoace, în care lumea se îmbulzește în continuare, deși oameni din grupe de risc se duc la casa de pensii, stau foarte aproape unii de ceilalți. Am văzut situații similare în Vămi, am văzut, mă rog, episoadele alea poate izolate, dar relevante din weekend. Adică în aceste câteva zile lumea pare că pipăie terenul. Să respect, să nu respect, să respect strict sau nu, să manifest cu mai multă sau mai puțină forță poziția mea față de acest lucru. Vezi protestul din Piața Victoriei. Când se va înceta starea asta și când uniformizăm comportamentul până la urmă, astfel încât să știm de la ce plecăm? Acum, Tudor Mușa, cred că celor din Piața Victoriei, de pildă, putea să vină să le comunice și Papa Pius de la Roma și tot nu și-ar fi schimbat opinia. Sunt categorii de oameni în România, adepți ai teoriilor conspirației, știi foarte bine, care nu mai cum să comunici, bun, nu mai ce să le spui, okay, pentru că ei le ne ia ceva timp să armonizăm comportamentul ăsta, pentru că acum nu mai avem poliția cu oameni zilele alea fenomenale. Sigur, o avem, dar nu în aceeași paradigmă din starea de urgență. Nu mai avem restricțiile alea fenomenale cu ieșit între anumite ore, ieșit cu declarație și așa mai departe. Da, și cred că au făcut rău și teoriile acelea de acum o lună și ceva, că vezi, doamna ADN-ul nostru este, ne dă această imunitate, că românii se îmbolnăvesc mai greu, că fuge COVID-ul de români, de daci, că suntem altfel de oameni decât ceilalți, suntem mai rezistenți, suntem și așa mai departe, și sunt convinsă că sunt mulți oameni care au spus chestia asta. A fost alimentată această teorie a conspirației de număr mic de morți în comparație cu alte state, pentru că sună foarte cinic și ciudat absolut să spui că 1000 și e un număr mic. Sunt 1000 de oameni care au murit, care puteau să trăiască. Nu avem de unde să știm câți, chiar și cei bolnavi, chiar cu boli incurabile. Nu putem să spunem acum, dom'le, era în vârstă sau era bolnav. Poate că cel bolnav este ia 2-3-4 ani, nu? Și poate scria o carte sau nu știu ce în timpul ăsta. Dar cred că și acest număr, comparativ cu numărul foarte mare al unor state, gen Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, i-au pus pe unii români într-o relaxare prematură. Au zis, domnule, precoce. Au zis, domnule, dacă la noi sunt doar 1000 și majoritatea, 90% sunt persoane în vârstă, care oricum mureau, înseamnă că e ceva aici cu noi. E spațiul ăsta, sunt cumva da, deja. Să dar lucrurile știm, nu funcționează chiar așa. Domnule doctor Țincu, un îndemn, un avertisment, o recomandare pentru această perioadă, acum că astăzi avem și aceste reguli mult mai precise și că ne apropiem de momentul ăla pe care îl invoca ministrul Tătaru, că zilele astea, joi, vineri, ar trebui să ne dăm seama de efectele zilelor trecute. Cum să privim înainte? Să privim înainte cu optimism. Este clar că nu puteam să rămânem izolați în casă până la anul când vom descoperi fie un vaccin sau un tratament antiviral. Și dacă ne uitam în perioada de ordonanțe militare și s-a invocat foarte mult modelul suedez al țării care nu a impus reguli, da, într-adevăr, vedeți că noi vedem doar o jumătate a adevărului, în care această țară nu a impus reguli, dar a transferat responsabilitatea regulilor în sarcina cetățenilor. Iar acei cetățeni au dat dovadă de disciplină colectivă, au înțeles că este în puterea lor să controleze pandemia fără să li se impună cu forța anumite reguli, pentru că ei, de bună voie, având conștiință, au înțeles că aceste reguli trebuie respectate. Sfatul meu este să implementăm cu mare seriozitate aceste reguli, cel puțin în următoarele săptămâni, pentru că nicio țară din lume nu știe care sunt efectele măsurilor de relaxare. Într-adevăr, toate țările tatonează și încearcă să evalueze dacă măsurile de relaxare sunt bune, au efectele pe care le-au prognozat sau nu. Haideți să nu dăm peste cap și mai mult această incertitudine pe care o avem cu toții la nivel internațional și să ne comportăm cu maximă responsabilitate. Cel mai important este
să înțelegem că avem libertate de mișcare și să înțelegem împreună că dacă vom respecta reguli simple, care nu sunt atât de complicate, haideți să fim serioși, purtarea unei măști în anumite momente când suntem în spații închise, să ne distanțăm social și să ne spălăm pe mâini, nu sunt reguli care nu pot fi implementate. Să folosim libertatea asta responsabil. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Țincu. Ne întoarcem, Oana Stănciulescu, în câteva momente și ne întoarcem după publicitate să marcăm un moment, dincolo de agitația asta zilnică și de chestiunile punctuale legate de pandemie, marcăm astăzi un moment, 30 de ani de la primele alegeri din România postcomunistă, 20 mai 1990. O să vedeți ce spune și Ion Iliescu azi despre momentul de atunci în câteva clipe. Rămâneți! Da, Ion Rațiu, unul dintre cei trei candidați la președinția României în mai 1990, alături de Radu Câmpeanu, pe atunci președinte al PNL, Ion Rațiu, candidat din partea PNCCD, și de Ion Iliescu, președinte a ceea ce era atunci Frontul Salvării Naționale. Oana Stănciulescu, din nou în legătură despre acest moment, 30 de ani de la 20 mai 1990, primele alegeri din România de după căderea comunismului, niște alegeri cât se poate de contestate și ele și produse într-o perioadă tulbure. Foarte contestate. Mi-amintesc că foarte, foarte clar, pentru că erau primele mele articole ca studentă pe care le scriam în, în anul 90 și a fost și de altfel primul meu vot. L-am votat pe Ion Rațiu, ceea ce în perioada aceea, te amintești că ducea la despărțiri aproape iremediabile în familie, prieteni, nu mai vorbeau unii cu alții în funcție de cine a votat, ceea ce s-a întâmplat și în cazul meu, evident. O lecție de democrație pe care a dat-o Ion Rațiu, pe care, din păcate, președintele Ion Iliescu nu a învățat-o și nu a înțeles-o nici acum la curtea pe carcoane. Acum vorbim pentru cei poate mai tineri care, cine știe din ce motiv, nu știu sau nu-și amintesc ce s-a întâmplat atunci. Ion Iliescu a câștigat cu o majoritate zdrobitoare acele alegeri. Ion Iliescu, fostul lider, nu, de aparat de Partid Comunist, da. Personaj controversat, cum, da. Te explicăm și cum, Tudor Mușa, pentru că totul a început cu o minciună. Vezi, asta suntem aici unde suntem după 30 de ani, pentru că în 1990 am început cu o minciună. Și anume FSN, organizația care s-a constituit imediat după Revoluție, care trebuia doar să organizeze alegerile din 1990 și care primea alegeri așa zise libere, nu? Și care a promis SNE, condus evident de tovarășul și Ion Iliescu, și care a promis că nu va participa la alegeri, a mințit pentru că a participat la alegeri, l-a și organizat și a și participat în condițiile în care controla absolut toate instituțiile statului, de la servicii secrete, la miliție, care încă mai era și atunci, ieșea cu dar emite atunci, și chiar și TVR-ul. TVR care era atunci în subordinea totală a politicului, adică a PSD-ului. Partidele istorice, PNL și PNCCD, nu au avut absolut nicio șansă în aceste condiții, pentru că manipularea a fost una de zile mari. După cum vezi, Tudor Mușa, până și astăzi, după 30 de ani, manipulările încă m-au succes. Imaginează-ți atunci că o țară ieșită din comunism, cu oameni, mă gândesc cum eram eu și cum erau tinerii sau alte generații, de speriați, nu ieșiseră niciodată, nu știam cum e să trăiești liber și s-au organizat aceste alegeri. Și cu toate astea, în ianuarie, trebuie să spunem că în același an, la începutul anului 1990, au început și cele mai mari proteste democratice, anticomuniste, anti-FSN, ale opoziției și ale societății. Seria de proteste din piața universității, când au avut loc aceste alegeri din 20 mai 1990, ținute într-o duminică, așa cum se țin alegerile, și iată ce spune despre asta fostul președinte al României, Ion Iliescu, câștigător al acelor prime alegeri. Demonizarea acelor alegeri poate fi până la un punct explicată, scrie el pe blog astăzi, poate fi explicată în contextul unei lupte politice specifică acestor vremuri. Nu a fost duminica orbului, cum le place unora să spună. Alegerea atunci nu s-a făcut în necunoștință de cauză, dimpotrivă. Și mai adaugă ceva Ion Iliescu. Privind retrospectiv, niciodată ca atunci agenda politicienilor nu s-a identificat atât de puternic cu agenda publică.
Deci iată ce zice Ion Iliescu și spune că astăzi, în 2020, clasa politică se rupe tot mai mult de societate, devenind un fel de frână socială. Deci domnul Iliescu zice așa, pe vremea mea, când am câștigat eu acele alegeri, eram cu poporul, clasa politică de azi nu e cu poporul. Ba mai mult, chiar vorbește că astăzi ar fi niște semne ale unei dictaturi, unui început de dictatură. O declarație absolut rușinoasă, atât de mult era FSN-ul și tovarășul Ion Iliescu cu poporul, încât a adus minerii să bată bucureștenii. Eu, am zis, fiind studentă atunci, am trăit mineriada, chiar zilele acelea aveam sesiune, examene și profesori de la ASE erau cu minerii. Minerii care au ciomăgit și au bătut tot ce au găsit în cale, iar tovarășul Ion Iliescu nu a răspuns nici până în ziua de astăzi, nici pentru ce s-a întâmplat la mineriadă, nici pentru ce s-a întâmplat la Revoluție, cele două dosare fiind o rușine a justiției din România. Și îmi cer scuze că la emisiune, sper să nu fie amendat, îi spun tovarăș, dar Ion Iliescu face parte din eșalonul 2 al Partidului Comunist Român, adică al tovarășii înainte de 89, care n-a venit singur la conducerea României în 1990, ci cu tot eșalonul 2, eșalonul 2 împânzind toate instituțiile statului. Așa se explică Tudor Mușat de ce am ajuns atât de greu pe drumul ăsta european și așa bună, se explică... Bună ocazie de a ne reminti niște lucruri despre ce s-a întâmplat atunci și de ce arătăm cum arătăm astăzi. Mulțumesc foarte mult, Oana Stănciulescu. Silviu Mănăstire imediat. Rămâneți cu noi. La noapte vremea va fi instabilă, cerul va fi norat în sudul, sud-estul și centrul țării și va ploua. Se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat, mai ales în sud-vest și în zona Carpaților meridionali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 13 grade. În capitală, vremea va fi instabilă. Cerul va fi norat, se vor semnala descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 de km la oră, vijelii și averse ce vor avea și caracter torențial. Temperatura minimă va fi de 13 grade. Mâine vremea va deveni rece. În orările vor persista la munte și în sudul, sud-estul și centrul țării, unde mai ales ziua se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. În restul țării cerul va fi doar temporar noros și va ploa slab. Noaptea în zona montană înaltă vor fi precipitații mixte. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei la munte, precum și în regiunile estice, sud-estice și vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade pe litoral și în depresiuni și 23 de grade în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între 0-1 grad în depresiuni, unde vor fi condiții de brumă și 12 grade pe litoral. În București, vremea se va răci față de ultima perioadă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade. Cerul va avea norări și mai ales în prima parte a zilei va mai ploua. Vântul va sufla moderat și cu unele intensificări. Temperatura minimă va fi de 7-9 grade. La munte, vremea se răcește, mai ales în zona montană înaltă. Înorările vor persista, mai ales în Carpații meridionali și pe parcursul zilei se vor semnala averse, însoțite și de descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei, mai ales pe creste. Se vor înregistra 3 grade pe Ceahlău, 8 în Sinaia, 9 pe Semenic și pe Păltiniș. Cel mai cald o să fie în Poiana Brașov și în Predeal, unde mâine vor fi 10 grade Celsius.